Dacă ai putea retrăi ziua anunții sau meciul de pe arena națională cu CSA? Meciul de pe arena națională, că nu pot să o fac în fiecare zi. Cât ai ezitat, ce simplu a fost. Nici fără, sau nu cred că și nevastă mi-a răspunde la fel. Hai, lasă că facem nunta mâine, mergem să joci meciul ăla. Sau alt meci, poate, nu știu, care... Poate nu, ăla a fost. Ăla a fost de referință meciul pentru mine, nici nu contează. Vezi, tocmai asta e ideea, că nu contează că a fost în Liga 4, putea să fie în Champions League sau în Liga 8. Salutare rapidiști, salutare tuturor de pe frumosul nostru Giulești. Avem episod nou de Podgrand, episodul cu numărul 9, ca de obicei vorbim cu oameni care știu ce înseamnă Rapidul, care au făcut istorie de data aceasta în tricoul alb și vișiniu, un fost jucător al Rapidului cu peste 300 de meciuri în fotbal românesc și peste 140 de meciuri în tricoul Rapidului. Ionuț Voicu, te salut! Salut. La o zi după ce ai împlinit frumoasa vârstă de 29 de ani. Da, 29 spre 38. Cum te simți? Mă simt la fel ca la 20 de ani, chiar nu simt că aproape am ajuns la 40, dar asta e viața, copiii cresc, noi îmbătrânim și ăsta e cursul vieții până la urmă. Ți-ai pus vreo dorință? Ești no. genul la care, sau nu știu, odată ajuns în punctul ăsta al vieții, după ce ai făcut o grămadă de lucruri frumoase, zic eu, îți mai dorești lucruri? Nu, poate suna clișeu, dar mi-aș dori să fiu și eu campion. Campion în adevăratul sens al cuvântului, așa aia, Liga 2, Liga 3, că o câștigi aia nu prea contează, dar campion mi-aș dori să simt și eu ce înseamnă. Ai suflat în lumânări și ai zis vreau să fiu campion, glumesc, evident. E o dorință neapărat, asta îmi doresc să întâmple pentru tot ce s-a creat și pentru toate sacrificiile care s-au făcut până în momentul ăsta, pentru că ăsta e un moment frumos, corect, curat al Rapidului și pentru toate sacrificiile făcute până acum de toată lumea care a fost în jurul echipei și făcând parte din echipă, mi-aș dori ca acest club să și noi implicit să devenim campioni. Și tu ai văzut toate momentele astea de sacrificii, inclusiv în perioada premergătoare, hai să spunem pauzei din istoria Rapidului. Pentru că ai jucat într-adevăr în multe meciuri în Liga 1, dar ai zis-o de multe ori că perioada pe care ai petrecut-o la Rapid începând cu 2012, da. Cam atunci ai, în 2012 ai început să te simți fotbalist. În 2012 am ajuns prima dată la Rapid, era Neluțu Sabo antrenor. Avusesem destule meciuri pe Giulești împotriva Rapidului, dar și am jucat pe toate stadioanele, atunci erau pline stadioanele oriunde mergeai în țară, era Steaua, Dinamo, Timișoara, Vaslui, erau echipe puternice care la fiecare meci se umpleau stadioanele, dar ca în Giulești nu a existat pe niciun stadion așa atmosferă și am zis că dacă vreodată în viața asta voi ajunge aici, o să fie chiar un vis împlinit. Și a sunat la un moment dat telefonul? A sunat neașteptat, pentru că... Cine te-a sunat? Prima dată m-a sunat Dani Coman. Tu te cunoșteai cu el de la Brașov, nu? Da, știam cu el și de la Brașov. Eu m-am cunoscut prima dată cu Dani Coman de la FC Argeș. Eu am debutat în Liga 1 la FC Argeș. Și el m-a sunat și m-a întrebat dacă aș fi de acord să vin la Rapid. Și am zis, cumperi o dată biletele de avion că plec, nu contează ce salariu. Biletele de avion plecai în cantonament, cred. Da, am plecat, era un cantonament în Austria și am plecat după ei în Austria. Și în momentul în care te-ai văzut în echipamentul Rapidului, cum a fost? În echipamentul Rapidului, training de prezentare și în cantonament a fost, na, până la urmă, ceva obișnuit, pentru că asta făceam la orice echipă, dar atunci când am intrat aici, pe vechiul Giulești și mi-am văzut tricou pus pe umeraș, așa cum obișnuiește Nea Cornel
magazinerul nostru, care e și acum de o viață la Rapid. Mi-am văzut tricoul pe umeraș, am simțit așa o emoție și am fost tare, tare mândru de chestia asta. Asta mi se face pe la găină, pe cuvânt. Da, și pentru mine a fost foarte emoționat. Cred că sunt mulți care se uită la tine, la toți cei care au mai trecut pe aici, pe la noi, pe la Botgarant, pe la foștii jucători, pe la actualii jucători, care ar da aproape orice din viața lor, dacă nu orice, să fie, să simtă pentru 10 minute cum e să fie acolo în vestiar, să-ți vezi tricoul pe umeraj, după care să calci pe gazon, să cânte tribunele pentru tine. Aia, te mai înjură uneori oamenii, da, sentimentul ăla e unic. E asumat, adică și chestia asta cu înjuratul, te înjură... Tot din dragoste. Din dragoste, da, oarecum. Adică te înjură, dar dacă faci ceva bun în următoarele 10 secunde, te ia și te pupă. Și rapidiștii sunt speciali. Rapidiștii, dacă te simt că tu dai totul pentru echipă și te întâlnesc pe stradă, te ia la el acasă, poate spun prea mult, dar sunt în stare să-și dea copilul jos din pat să te pună pe tine. Ai avut vreo experiență din asta memorabilă cu vreun suporter la un moment dat? Nu știu, să mergi pe stradă și să te întâlnești cu un suporter sau că mesaje și telefoane sunt convins că asta se întâmplă, să te întâlnești cu suporteri pe stradă și dar am participat la câteva acțiuni și am simțit emoția lor când încă mai eram jucător. Galeria, o parte a suporterilor, făceau surprize pentru cei mai mari, mai în vârstă dintre ei, mai experimentați. Și atunci am mai mers la câțiva acasă cu tortul, surpriză, fără să știau decât membrii ai familiei, și intrai pe ușă cu tortul în brațe și să-i spui la mulți ani. Din păcate nu le mai rețin numele, dar am fost la câțiva și nu vă imaginați emoția și oamenii în toată firea să... pur și simplu te simțeai special că poți să-i oferi așa ceva unui om. Nici nu mai conta că e rapidist sau că e un om normal. Și tu ai avut parte de un moment din ăsta, că sărim de la una la alta, dar a fost un, mă gândesc și pentru tine, un moment emoționant. A fost, da. După ce te-ai retras, galeria a venit la tine acasă. Da, a fost un moment foarte, foarte special pentru mine și oarecum o recunoștință că, într-adevăr, m-am retrat sufletește liniștit. Trebuia să întâmple să vin aici, mi-au povestit după, aici nu s-a putut pentru că nu era stadionul dat în folosință. Pe urmă eram acasă, m-a sunat unul dintre foștii lideri ai galeriei să-mi spună că o să treacă până la mine, că vrea să vorbească ceva foarte important cu mine. L-am așteptat ceva timp, eram obosit, venisem de la Mioveni, petrecusem pentru că era oficial, eram în Liga 1 și la un moment dat am urcat, eram în pat și la un moment dat au început să latre câinii, tobele, și i-am spus soției, atunci au venit peste mine, mi-am dat seama imediat, da, a fost emoționant și le mulțumesc. Sunt convins. Cu retragerea, cum a fost? Cu retragerea a fost simplu la mine, din fericire pentru mine, nu am simțit ce poate simt alții fotbaliști care ajung la momentul ăsta și nu vor să realizeze că timpul nu iartă pe nimeni și atunci că trebuie să iei tu decizia. Ai simțit că nu mai ai baterie? A fost un moment în care eu aveam prins în cartonaș roșu sau eram suspendat pentru cupul de cartonaș și galbene și atunci... Eu prima etapă din play-off-ul din Liga 2 nu am jucat. A jucat Amir Jorza, fundaș dreapta, și a făcut-o destul de bine. Am câștigat în deplasare și atunci am spus lui Mița, am zis, echipa care câștigă nu se schimbă. Am zis, nu există aici, capitanul echipei trebuie să joace. Și am spus, nu. Echipa care a câștigat aici, pe un teren foarte, foarte greu, trebuie să joace și etapa următoare. Am venit acasă, am câștigat, mi se pare, 4-0 cu Călăraș. Da? Și până în minutul 60 a jucat Amir senzațional. După s-a accentat, a trebuit să intru 30 de minute, în sfârșit s-a terminat meciul, am câștigat, toate bune. Am mers, mi se pare, la Timișoara, am câștigat cu greu și am jucat din 3 în 3 zile, pe urmă am jucat la Craiova. Și la Craiova avea o echipă puternică pentru Liga 2 și
Atunci în meciul ăla și oboseala și tot ce s-a întâmplat, m-am simțit depășit în unele faze în care eu niciodată nu pățeam lucrul ăsta. De fiecare dată reușeam, chiar dacă eram driblat, reușeam să mă redresez, să revin. Și atunci am stat, m-am gândit foarte bine și am zis că e păcat să, dacă noi reușim promovarea, e păcat ca eu să dau cu piciorul pentru, până la urmă, un moft de a juca în Liga 1 cu Rapidul. Cu Rapidul am jucat în Liga 1, sunt mândru de asta, am ajuns și să joc și în cupele europene pentru Rapid și n-avea rost să-mi închei cariera cu niște înjurături sau cu niște aplauze. Eu am ales aplauzele. Ai preferat gloria, da, momentului, dar până atunci te gândise că te retragi, oricum, te gândeai să joci în Liga 1 până nu. Eu oricum aveam gânduri să mă retrag undeva la 37-38. M-am retras la 36, aproape 37 de ani. Chestia e că m-au măcinat foarte tare ultimii ani ăștia prin ligile inferioare ai Rapidului. Fizic sau psihic? Psihic. Fizic nu, dar psihic. Pentru că acum e totul ok. Atunci nu erau. Acum avem o bază, mulțumim lui Dumnezeu, mulțumim oamenilor, avem o bază de pregătire. Avem un stadion, avem birouri unde putem să venim. Avem de ce să ne legăm, dar atunci nu aveam nimic. Aveam un om care ne susținea, Victor, care era patronul nostru, este și acum, și mergeam pe unde puteam prin București și ne plimbam pe peste tot și ne antrenam pe niște, și era greu oarecum de gestionat vestiarul, că lumea vede decât din exterior, dar atunci când intri în vestiar și ești unul dintre liderii vestiarului, e greu să-i convingi că cu adevărat trebuie să mergem să ne antrenăm acolo, când până și tu știi că nu e ok să te antrenezi pe noroaiele alea sau pe terenurile alea foarte tare. Și m-a măcinat foarte tare lucrul ăsta în ultimii ani și atunci când nu prea mai obosești psihic, ai nevoie de o pauză. Pauză la fotbal, la vârsta mea, nu mai exista decât ori albă, ori neagră. Ori albă, ori neagră. Și totuși ai rămas aproape de Rapid. Nu te-ai gândit nicio secundă, am văzut, n-ai spus niciodată că ai fi vrut să fii antrenor. Nu mi-a plăcut, am spus-o de fiecare dată, că nu mi-a plăcut și nu cred că sunt eu ăla care să stau să analizez atât de bine adversarul, să fac toată pasiunea asta, toată nebunia asta a fiecărui antrenor. Nu. E prea migălos, e prea mare bătaie de cap. E prea mult, adică e prea mult pentru mine. Eu nu am răbdare să merg să mă joc fotbal cu fiii mei acasă. Mă mai ceartă câteodată că de ce nu merg să mă joc 10 minute și îl mai și bat ca să fie supărat la sfârșit. La fotbal. Dar nu, nu-mi place antrenor. Mi s-a oferit posibilitatea asta de a rămâne delegatul clubului. Încerc, cred că am învățat destul de multe în ăștia 2 ani. Mai am foarte multe de învățat, dar nimeni nu s-a născut învățat și atunci n-am decât să le descoper zi de zi alte provocări. Îți place? Îmi place foarte tare. Mi-a plăcut de la început agitația asta, să mergi, să rezolvi un lucru, federație, ligă, teren, lângă jucători, în permanent contact cu jucătorii, pentru că, până la urmă, eu în fiecare zi sunt lângă echipă, în fiecare zi sunt în același vestiar, deci oarecum am viața dinainte când eram jucător, numai că acum am alte treburi de făcut. Cumva trecerea ta, știi că există situațiile, există fotbaliști care întâmpină dificultăți. În momentul în care se lasă de fotbal, nu mai știu ce să facă cu viața lor, pentru că rutina aia pe care o ai de la 7-8 ani până la 30 de ani, cumva te ține acolo un mecanism. Ești ca un șoricel într-un labirint, îți place ceea ce faci, în momentul în care te oprești nu mai știi ce să faci și sunt fotbaliști care au ajuns în pragul depresiei. Da, este adevărat. Numai că acum depinde și de familie, de ce ai acasă, de cum te înțelegi, de plăcerea e de a merge acasă, aceeași bucurie de a intra în casă. Dacă ai chestia asta, cred că poți să treci peste atunci când te lași.
Deci a doua zi, a treia zi după meciul de la Mioveni, n-ai avut un moment din ăla în care stăteai în pași și, băi, ce am făcut, de ce m-am lăsat? Nu, chiar nu mi-a trecut, nu mi-a trecut prin cap chestia asta. M-au întrebat foarte mulți, dar chiar așa ușor ai trecut peste și am zis, atât timp cât am luat decizia. M-am uitat în oglindă de foarte multe ori, eu îmi făceam autocritica în oglindă. Eu când eram jucător și se termina un meci, stăteam în fața oglindii și îmi spuneam lucruri, ce mi s-a întâmplat în teren și îmi făceam autocritica, nu îmi spuneam în oglindă că ce bun ești și ce... Dar am fost foarte împăcat și foarte liniștit. Am trăit ziua aia atunci când s-a promovat matematic, atunci când chiar dacă am pierdut noi, au câștigat. Înainte de meciul cu Craiova. Atunci. Ziua aia pentru mine a fost ceva ce nu prea aș mai vrea să trăiesc până în clipa în care am aflat că s-a terminat meciul la Timișoara. Pentru că emoțiile erau uriașe, tensiunea maximă. A fost tensiunea foarte, foarte mare și, sincer, nu cred că am spus-o niciodată, nu cred dacă Timișoara nu reușea să scoată acel punct sau a câștigat, nici mai știu ce s-a întâmplat. Cred că au scos un punct în sfârșit să ne ajute pe noi. Nu cred că aveam puterea să... Bun, îi băteam pe Mioveni 100% ultima etapă. Îi băteam pentru că trebuia să facem asta, dar pe Craiova nu cred că aveam puterea să o batem acasă. Ei erau promovați, erau mult mai limpezi, mult mai dezinvolți, noi eram crispați, ajunsesem atât de aproape încât practic toată mi se părea așa, că unde ajungem? Ce bine că n-am văzut cum ar fi fost dacă, știi? Că de obicei te gândești la ipotezele astea, cum ar fi fost dacă făceai ceva mai bine. Noi am primit, promovarea, că n-am primit-o, de fapt am muncit. Am primit mai devreme acel bilet către Liga întâi. Da. Și atunci am fost foarte liniștit. Atunci când echipa a promovat în Liga întâi, am simțit așa că misiunea mea s-a terminat în fotbal, în altă parte nici nu se punea problema să merg să mai joc și atunci a fost mai bine așa. Te mai bași cu băieții la antrenament? M-am băgat la început, acum mai rar, pentru că ușor-ușor s-au schimbat băieții din vestiar, nu mai este aceeași, chiar dacă mă înțeleg foarte bine cu ei, nu mai sunt cei vechi. Și atunci ușor-ușor îi lasă și construiască ei vestiarul și tot ce au de făcut. Nu prea mai m-am băgat de ceva timp cu ei. Ți-a dat Nicu amenda aia de care zicea? Amenda că trebuie să fii la antrenament când am început pregătirea pentru Liga 1. Da, nu mi-a dat-o, nu m-a amendat, dar... Hai să le povestim și oamenilor că... Da, m-a sunat, eu am declarat că mă retrag și la primul antrenament al echipei nu m-am dus. Nici nu vorbisem cu cineva. Că nu era oficial, nu semnasei actele pentru a deveni... Nu semnasem pentru că eu încă mai aveam, ai contractul până la 30 iulie. Iulie, da. Și... Nu, până la 30 iunie. Și pregătirea a început undeva la 25, 27, ceva de genul. Și eu nu mai m-am dus pentru alea 3 zile și m-a sunat Nicu și mi-a zis: mă, dar ce faci? Unde ești? Eu, acasă. De ce nu ești la antrenament? De ce să fac la antrenament? Ți-am zis că mă retrag, n-ai văzut pe toate alea, ți-am spus și ție. Și a zis: a, da, bine, ok, o să te amendez. Te rog, amendează-mă acum, ce să mai faci. Da, nu mi-a luat amendă. De la căruța, da, care nu mai merge. Ce să mai faci acum? Amendează-mă, da. Poate să mă suspensi în activitate, putea? Da, ai 10 etape suspendare. 10, da, oricum. Putea să-mi dea și 3, 4, 5 și 20 de ani, că nu mai... Poate să nu mai joc la sintetic cu el. Care e mai bun dintre voi doi la sintetic? Păi președinte, normal, el e cel ai mai bun, un cel pic mai frumos. M-am gândit un pic. Știi ce vreau să le spunem oamenilor? Pentru că am mai văzut comentarii pe paginile noastre de Facebook. Ce înseamnă delegat? Și cred că ar merita o scurtă explicație. Delegatul echipei este omul care se ocupă de înregistratul contractelor, de carnetele de jucători, de relația între ligă-club, relația între federație-club. Este omul care completează foaia de joc și relația cu arbitrii înainte de meci. Este omul care
relația cu antrenorul, cu tot ce înseamnă platforma, cu tot ce înseamnă atunci când completez foaia de joc, sunt niște lucruri administrative, da, care se întâmplă pe lângă echipă și pe lângă antrenor. Plus că ești acolo mereu alături de băieți și sunt convins că capitanul din tine e încă acolo și mai ales în momentele grele ești alături de ei. Ca să nu spun că evident că în momentele bune, na, totul mai bucuros. Să știi că m-am schimbat. Eu cred că în bine, pentru că nu mai sunt atât de vocal, în schimb sunt omul care a încercat mereu să încurajeze. Înainte, când eram jucător, îi încurajam, dar îi mai și certam. Acum tot ce fac este să îi încurajez, să le ridic moralul și să le dau speranța că data viitoare o să fie mult mai bine, ca prin chestia asta să-i fac să joace în așa fel încât tuturor să ne fie bine. Suporteri, echipă, ei ca și jucători luați individual. Da, și sunt convins că și primesc bine mesajul ăsta, că până la urmă ai văzut atâtea, ai trăit atâtea. M-aș bucura să-l, da, majoritatea, de fapt toți îl percep ca pe un mesaj benefic lor. Hai să luăm un pic mai în spate, am intrat așa un pic în toată situația de acum. Ai avut copilărie? Pentru că te-ai apucat de fotbal de la cât? Da, tata a jucat fotbal până la nivelul ligii a doua și eu pe terenul de fotbal sunt de mic, nici practic nu mai țin, nici nu țin. Așa m-am apucat de fotbal la Clubul Sportiv Școlar Alexandria, pentru că eu acolo sunt născut, undeva la 7 ani, ceva de genul, 7-8 ani. Copilărie am avut și am avut o copilărie așa cum aș dori să aibă toți copiii, undeva la țară, la pește cu mâna, la gârlă, la bătaie cu pepeni, atunci când se culegeau aproape toți pepenii la spartul bostanelor și lubenițele. Da, lubenițele. La prins pește cu mâna și gătit între ghilimele, că îl puneam pe tablă și dăteam foc, dar nu se făcea nimic, noi nu ne mâncam așa. Am avut o copilărie extrem, extrem de frumoasă. Mă gândeam că te-ai apucat destul de devreme de fotbal și ai și plecat destul de devreme de acasă. Da, eu am plecat în clasa a 8-a, n-am vorbit cu părinții la propriu, n-am vorbit cu ei, cred că 2 săptămâni, nu le răspundeam decât cu da și nu. De ce? Pentru că îmi promisese tata că mă duce la o școală de fotbal, era o școală de fotbal la Bușteni, un fost antrenor de-a lui Petre Gavrilă era acolo patronul și îmi promisese că mă duce la școala asta de fotbal și tot nu mai venea ziua în care să plec. Și n-am vorbit cu ei 2 săptămâni până m-au pus în mașină și m-am dus acolo. Și când am ajuns acolo a fost un impact foarte, foarte mare, pentru că am rămas singur. Aveai cât? 14 ani? 14 ani, singur, într-o cabană, fără prize, fără televizor în cameră, telefoane nici nu existau. Lumina avea. 4 antrenamente, da, lumina avea. Lumina, din fericire, da. Ziua sau? Și ziua și un pic noaptea. Și atunci a trebuit să mă adaptez. 4 antrenamente pe zi, începuse să zici. Da, 4 antrenamente pe zi. Aveam la noi cantonamentul acolo. Cantonamentul la școala aia de fotbal însemna o lună vara, o lună iarnă. Și aveai dimineața la 7 alergare, la 10 alergare, după amiază la ora 3-4 făceai sau 5 făceai cu mingea și seara te băga într-o sală de forță, încă 45 de minute oră. Și când te duceai în cameră să adormeai din aterizare? Bă, să știi că toate, nu știu, poate ne-am obișnuit noi prea repede acolo. Eram copii, nu realizam ce se întâmplă, dar nu, aveam timp să ne și jucăm. Mai jucam cărți, jucam whist foarte mult, jucam table. Nu eram chiar atât de dărmați fizic. Plus că îți și plăcea fotbalul foarte mult, cred. Da, a fost, fotbalul pentru mine a fost și va rămâne parte din viața mea. Pentru că na, acum am copii, am și poate ei sunt mai presus decât fotbal. Sunt convins și e absolut normal. Ai mai avut vreun coleg la școala aceea de fotbal care a devenit fotbalist? A fost Dosei, Dumnezeu să-l ierte. Portarul care a fost Dosei, la FC Brașov. Am avut numai tragedii. A mai fost un băiat tot la fel care a decedat de curând, Wagner, care a jucat la Bistrița, Liga 1.
Așa nu am avut foarte... Tu erai la FC Brașov când a avut dosia accidentul sau cred că deja avea... se lăsase și el să... Eram la FC Brașov, dar el nu mai era la FC Brașov, nu mai știu, cred că la Câmpina ajunsese sau undeva. El nu mai era la FC Brașov, el plecase de acolo. Da, una din situațiile mai neplăcute. Și după, de acolo ai plecat la FC Argeș? De acolo Argeș? Am plecat la FC Argeș. La FC Argeș aveam 17 ani jumate, ceva de genul. Am fost un fel de recunoaștere a fotbalului adevărat. În ce sens? Păi era cu totul diferit față de ce pușcăria, între ghilimele, pe care am trăit-o noi acolo. Am mers la FC Argeș, sâmbătă, antrenament sau meci, duminică liber, antrenament luni după amiază, un antrenament pe zi, nu știam ce să fac cu timpul. Am mers cu ei la ei în cantonament în la Sinaia erau și le-a dat liber duminică și nu știam ce să fac duminica. Nu știam, m-am uitat la televizor toată după amiază, deci când am văzut televizor în viața mea. Da, am fost la FC Argeș și am debutat un singur meci. Pe cine ai găsit acolo în vestiar? Dani Coman, că ziceai că acolo l-ai cunoscut? Era Dani Coman, era Dică. În Nicolae. Nicolae, da, Nicolae. Fane Preda. Erau Tănase, Prepeliță, Ropotan, ăștia erau copii de-ai mei. Ropotan, Prepeliță și eu eram copii de trupă. Erau Crivac, care jucase la Rapid. Care a fost și la Rapid, da. Da. Erau un vestiar. Jean Vlădoiu, Jean Barbu. Deci am prins niște jucători, da, jucători cu renume. Ai avut vreun botez, că de obicei când, când vine un copil nou la echipă, nu știu, ori botez, ori să te caute pe la apărători. Da, am avut un incident. Eu mă schimbam lângă Dani. Dani întotdeauna i-a plăcut ca să fie băiatul din vestiar care are grijă de copii. Și să nu se întâmple... Ce diferență e? Păi e diferență de vreo... Dani, atunci eu aveam 17, el cred că avea 23, ceva de genul. Și la un antrenament mi-am dat jumpierul jos, făceam cu apărătoria antrenament. Și când mi-a căzut apărătoarea, era apărătoarea spartă. Și țin minte că îmi băgase alunecare Ciprian Tănasă, care până la urmă am devenit colegi și prieteni și ne știm de... Și m-a întrebat că ce-am pățit și am zis, păi asta e, la un contact... Păi și în halul ăsta așa, zic, asta e, acum n-am ce să mai fac. Și atunci l-a certat foarte tare pe Ciprian, da, l-a certat pentru că nu-i plăcea, îi plăcea să fie intensitate la antrenament, dar nu dusă la extrem. Nu dusă la extrem, da, duritate. Dar tu ai luat vreun copil la rost mai târziu când... Vai, da, am luat și acum nu știu dacă... Am făcut bine, câteodată o duceam și eu prea mult, pe Mateiu, săracul, pe Mateiu la Brașov, când intra la 5 contra 2 sau la... era săracul, nu știa cum să plece de la grupa noastră, dar am făcut-o întotdeauna să le dau răutatea aia pe care cred eu că am avut-o în fotbal, întotdeauna îmi doream să... Chiar dacă li se întâmpla să n-aibă un detaliu tehnic în teren, îmi doream să-și dorească, să-i văd răutatea aia pe față și că își doresc. Restul nici nu mă interesa că călca pe ea sau că dătea pe lângă poartă, până la urmă ori să reușeau ei să dea și gol. Adică ai vrut să le dai cumva ceva de la tine. Că tu cam cu asta te-ai evidențiat, cu ambiție dusă până în punctul ăla maxim. Da. Să știi că în momentul de față, în fotbalul românesc și în fotbalul mondial, în general, mai sunt foarte puține echipe care sunt, cum erau Tiki-Taka, Barcelona sau vreun Messi sau jucători care... Acum sunt echipe care stau foarte bine în teren, echipe harțăgoase, echipe cu duritatea asta poate dusă până la limita regulamentului și ați văzut că nu prea mai sunt echipe care să câștige atât de ușor, mergem în Bosnia și câștigăm. Nu, acolo ai de muncă dacă vrei să câștigi. Păi stai puțin că campioana, insulelor Feroe,
Ai văzut? Au scos campioana Ungariei în Champions League, în preliminarii și pe alaltă seară au bătut campioana Suediei. Despre asta e vorba. Insulele Feroe. Da, Insulele Feroe. Mici. Deci nu mai există. Nu mai există echipe mici. În ziua de azi, în fotbal, nu mai există echipe mici. Nu mai există, pentru că uite, trecem de la echipe naționale, trecem la noi. Eu am jucat și contra Rapidului. Am jucat și pentru Rapid, dar și contra Rapidului. Toți jucătorii care joacă împotriva Rapidului își doresc de 10 ori să demonstreze. Pentru că nu cred că există jucător, și o spun cu toată convingerea, în toată liga asta întâi, care să nu-și dorească la momentul de față, chiar și în trecut, să joace pentru Rapid. Indiferent că îmi spun ei că sunt steliști, fecesebiști, dinamoviști sau... Ce-ar fi ei? Atunci când vin aici pe Giulești și simt ceea ce se întâmplă pe Giulești, cu siguranță în sufletul lor, dacă vor merge acasă și se vor uita, cum spuneam mai devreme, în oglindă, și-ar dori să joace aici. Sigur, sunt sigur că există cel puțin un caz de fotbalist care poate nu ține cu Rapid și ți-a zis ție că ar vrea să vină la Rapid. Mulți. Evident, numele n-am. Sunt mulți. Am antrenori, nu pot să-i dau numele. Am avut antrenori care... cu Rapid, 100% nu a ținut niciodată în viața lui și a zis că, indiferent că era înjurat de tot stadionul, pentru el era cea mai mare plăcere să vină să joace în Giulești pentru felul în cum se comportau fanii. Și crede-mă, e unul dintre simbolurile... Cred că roșu-albastru. Roșu-albastru. Cred că așa, da, ceva da, mă face să cred că e vorba de roșu și albastru. Da. Deci am avut tot la fel dinamoviști care mi-au spus că atunci când veneau pe Giulești, era cea mai mare plăcere pentru ei să vină să joace pe Giulești. Da, chiar, uite, dacă tot am ajuns la roș, albastru și roș, alb, cât ai jucat la Rapid și poate după ce ai plecat de la Rapid, ce meciuri aveai, dar n-am i-aș spune ură, erai mai întărătat, potriva Dinamo sau împotriva Stelei? Împotriva Stelei, întotdeauna. Eu am și, vă și spun de ce, eu personal de ce am trăit lucrurile astea, pentru că întotdeauna au fost umflați. Dacă unul era îmbrăcat, eu în tricou negru și celălalt de la Steaua în tricou negru, al lui era mai frumos, dar aveam același tricou pe noi. De fiecare dată ei au fost mai legați cu fundiță și n-am suportat lucrul ăsta, pentru că până la urmă nu cred că sunt atât de, au fost atât de sus, mai presus decât noi. Da, corect. Și până la urmă tot două noi picioare. Noi le-am demonstrat asta, țin minte, un meci în 2012 când țipa domnul Gigi pe la televizor că de la 7 în sus pentru că vrea să vadă spectacol și s-au umplut stadionul și ne-au egalat pe minutul 90 dintr-o deviere și până atunci n-au existat pe teren și ei aveau echipă, câștigaseră deja titlul și noi abia mai eram 5 și rămași la echipă. Și din stăteați cu grătarul la Pro Rapid. Și stăteam cu grătarul la Pro Rapid și am reușit să... eram siguri că nu vor veni aici să ne umilească. Ăsta e meciul ăla cu galeria, nu? Cu galeria, da. Când au venit înainte la Pro Rapid și... ne-au strâns pe toți pe scările alea unde se intra la vestiar și ne-au spus să avem încredere noi, să intrăm să jucăm fotbal, să jucăm cu ambiție și dacă se va întâmpla ca Steaua să marcheze 1, 2, 3 goluri să ne umilească, să rămânem pe loc, să le spunem și... celor de la Steaua, jucătorilor, că nu se întâmplă nimic, dar a coborât tot stadionul în teren, vom pierde la masa verde cu 3-0 și se va încheia meciul așa și nu o să ne umilească niciodată la noi pe teren. Asta cred că e unul din momentele în care ți-ai dat seama la ce echipă ai venit și ce dragoste vine din tribună. Adică sunt convins că o simțisei asta până atunci, dar a mai venit încă o... Da, sunt și zi de zi trăiești lucruri din astea cu ei. Adică te întâlnești în fiecare zi pe stradă. Uite, îți dau un exemplu. Am fost acum un weekend la Dino Park și am urcat, eram copii în mașină, am urcat să mergem să parchez mașina și nu era parcare și unul îmi făcea semn, treci, mergi că nu mai e loc în parcare și s-a pus un băiat
de acolo de la parcare în fața mașinii și a spus stop, fă stânga. Și mi-ai zis să trec, ai zis cum să mai fac stânga. Și a zis fă stânga, deschide geamul. Am deschis geamul și mi-arată, scoate și îmi scoate abonamentul. Și a zis nu există ca rapidistul meu să meargă în altă parte, rapidistul meu trebuie să parcheze aici. Adică se întâmplă multe lucruri din astea, de dovada asta de iubire dusă la extrem zi de zi. Cred că te simți mândru. Da, da, eu merg mândru pe stradă că am făcut parte din, că am avut onoarea să fac parte din cei foarte mulți fotbaliști ai Rapidului, chiar dacă eu am fost în momentele mai grele și care nu au câștigat campionate sau cine știe ce cupe, dar rapidiștilor să știi că nu, poate că nu asta i-a interesat în mod expres. Păi i-a interesat ca echipa asta să joace, să trăiască, să se bucure de, de ea în fiecare săptămână. Să se bucure că Rapid există. Că Rapid există și că Rapid poate să-i ofere, eu așa consider, că până și seara aia tristă, dacă Rapidul pierde, e atunci când merg să beau un pahar de vin sau o bere după meci, faptul că sunt tot împreună și își spun amărăciunea e tot un stil de viață frumos al lor. Știi, cânte cu vorba, nu și marți mă jur că în veci, da, nu mai calc nici mor la meci. Da, da, și da, da. Exact acolo da, ajungem. Aici ajungem, în punctul ăsta, da. Rapidul e în noi, e în toți. Dar chiar da. Și așa spuneai că, ok, n-ai prins perioada de glorie, n-ai prins, nu știu, 2005-2006, n-ai prins momentele în care Rapid se bătea la campionat, dar ai prins meciuri de Europa League, ai prins ultimul meci al Rapidului în Europa da, League. Am prins. Am prins meciul cu Herenveen, da. Păi ieri de ziua mea, în 2012, în deplasare ne-au bătut 4-0 Herenveen. Ți-mi minte și acum că era tabela 4-0, arăta 4-0 pentru ei și 2 august. După meci am fost la hotel să-mi cânte la mulți ani. Păi ce să mai cânte la mulți ani, că cântau băieții și le-am zis haide să ne oprim, să ne punem să mâncăm ce avem de azi și să mergem la meciul ăla pe soare, ne-au bătut repede. Da. Câteva greșeli pe acolo prin apărare. Da, aveam un atacant foarte, foarte Giuricic. Și mai aveau niște fotbaliști. Aveau. Hakim Ziyech. Aveau fotbaliști. Mai era Martin De Ron, care joacă pe la Atalanta. Atunci am văzut pentru prima dată, la noi încă se folosește și în ziua de astăzi cantonamentul înainte de meci, atunci se intrau cu 2 zile înainte, se rămânea de după meci în cantonament. Au venit foarte relaxați, îmbrăcați în echipamentul clubului, din mașinile personale, au coborât, au intrat în vestiar, s-au pregătit de meci, au făcut încălzire, au ieșit, ne-au bătut, s-au urcat înapoi în mașinile personale și au plecat. Okay. Adică ceva total diferit față de ce se întâmpla la noi. Îmi cred că te-ai simțit tocmai plăcut în momentul. Nu, îți dai seama, vorbeam și după. Băi, au venit ăștia, s-au dat jos din mașină, ne-au bătut, au plecat. Nu s-a mai întâmplat nimic. Veni, vidi, vici, da, v-am pupat. Asta e, aia era cultura lor, aia e cultura lor. Nu mai era cu programul ăsta spartan. Poate noi am rămas un pic în urmă. Bine, după pe Arena Națională, hai să zicem că ne-am luat situație. La revedere de la Europa. Sper că în curând se va termina perioada aia. Sper și eu din toată inima să se termine. Vine momentul ăla, se apropie. Că trebuie, până la trebuie urmă să vină, pentru că ușor, ușor, Rapidul redevine clubul acela puternic din România și din străinătate. Pentru că eu cred că și-a recuperat identitatea și nu neapărat prin prisma actelor. Părerea mea e că atunci când Rapidul s-a pus la dispoziție o bază de pregătire și acest stadion, are forță 50% mai mult. Pentru că există liniște, stabilitate. Sufeream foarte mult Rapidul. Noi suntem peste tot acasă, dar chiar eram cam în prea multe locuri în același timp. Locuri acasă. Și era greu. Dar eu cred că ușor, ușor vom ajunge acolo unde ne dorim cu toți. Că vorbeam de cariera ta și rămăsesem la FC Argeș, după ai trecut pe la Alexandria, pe la Intergaz, ai mai avut așa niște... Nu, am plecat la Rarora Râmnicu Vâlcea în Liga 2,
Pe urmă am plecat la Alexandria în Liga 2. Rarora, echipa aia, la nume mă refer. Radu, Ramona și Raluca. Rarora. Da. Și după am mers la Intergaz, după Intergaz am mers la Brașov, 5 ani. La Brașov era Răzvan Lucescu atunci? Nu, primele 6 era Dinu Gheorghe, era președinte. După 6 luni Mihai Stoica era antrenor. Nu, Mihai cel Stoica la al care nostru. Se gândesc că... Mihai Stoica al nostru. Da. A fost antrenor și la Rapid, la juniori. Și la Rapid 2. Și la Rapid 2. Și primele 6 am venit în iarnă. Până în vară nu am reușit să promovăm, am ieșit pe 6, nu știu pe cât. Pe urmă, din vară a venit Răzvan și s-a schimbat total... A fost infuzia aia de... S-a schimbat total tot la Rapid, la Brașov. Răzvan ți-a schimbat postul, nu? Că tu până atunci nu jucai fundaș. Mijlocaș de bandă, nu jucasem fundaș până atunci, jucasem decât în 3 pe fund, eram tot un fel de mijlocaș. Și a venit Răzvan, l-a transferat pe Mihai Roman și a zis, Ioane, tu treci mai în spate un pic. Ești mai jos. Ești mai jos, că se face rău sus, acolo vine mai jos. E rău mai tare sus. Da, da, și mi-a schimbat postul, m-a învățat jocul, cum... Poziționare, cum să stai în teren, minge descoperită, minge acoperită... Ai strâmbat din asta atunci? Nu. Te-a deranjat? Nu e cum putea să te deranjeze că te pune Răzvan Lucescu să joci fundaș. Nu exista, dar oricum pe mine nu mă deranja foarte tare că eu alergam foarte mult și oricum ajungeam de foarte multe ori în atac. Dar cum făceai... Da, dar pentru că mi-a demonstrat fotbalistic. Atunci când l-a băgat pe Roman, mai aveam jucători în fața mea care ei jucau foarte bine acolo și eu mă completam foarte bine fundaș. Atunci am realizat și eu că e mai bine așa. De ce să îmi fac rău singur, să vreau să joc mijlocaș dacă poate nu puteam să joc mijlocaș? Răzvan, cred că a avut un mare impact în cariera ta și da. Ca om și ca antrenor. Și ca om și ca antrenor. A avut un impact foarte mare. Nu cred că există jucător care să îl fi cunoscut pe Răzvan și să nu fi avut un impact pozitiv și mai mult de atât pentru fiecare jucător în parte. Pentru că era genul de antrenor care mi-aș dori să simtă orice jucător, care te făcea atunci când te uitai la el să ai rușinea aia. Și fără să fie dur, atenție! Fără să fie dur, fără să-ți impună ceva, te făcea să dai totul pentru el și pentru echipă. El nefăcând ceva... Nu a fost un antrenor agresiv și asta nu, ok, pe marginea terenului toată lumea îl vede, îi vede stilul și eleganța, dar nici în vestiar nu era. Un antrenor cum am avut foarte puțin, meticulos, exigent, foarte exigent, dar și un om de cea mai bună calitate. A fost vreun moment în care te-a făcut de rușine, că ziceai că te putea face să lași capul în pământ fără să facă nimic. Am avut mai multe episoade cu Răzvan, chiar vreo 3, care le țin minte toată viața. Unul dintre ele, primul pe care l-am avut, veneam din cantonament din Elveția, eram în avion, ascultam muzică în spatele avionului, atunci nu era cu... căști din astea, aveam laptopul în brațe, ascultam muzică, era doar mai tare, ajungeam acasă, era tot ok, dar a venit stoardeza, am întrebat-o dacă e ok și a făcut cineva din spatele meu, a făcut reclamație, gen, i-a spus stoardezei că deranjează. Eu nu mi-am dat seama, eram copil, chiar nu mi-am dat seama, acum înțeleg lucrul ăsta, am înțeles de atunci. Răzvan era undeva în fața avionului, s-a dus stoardeza, i-a spus lui Răzvan și a venit spre mine Răzvan, avea căști din alea mari, așa se purtau atunci, alea la gât, și a scos căștile, mi le-a dat și mi-a spus la ureche că ai 200 de euro amendă, data viitoare să-ți cumperi căști. Și e un exemplu de care plătești și amenda și nici nu mai ascult muzică, chiar dacă ai căști. Ai mai ascultat muzică din momentul ăla? Păi, dar ce să mai ascult, chiar dacă aveam căști. Ai fi vrut să cobori din avion în momentul ăla dacă puteai. Știi cum e? El a fost la fel ca un părinte atunci când veneau de la ședința cu părinții și îți doreai să-ți dea o palmă să te lase să pleci afară la joacă decât să te dojenească jumate de oră, știi? Și așa a fost și Răzvan acum. Putea să vină să mă certe, să țipe, să facă. Nu, mi-a dat căștile lui, mi-a dat amenda și mi-a spus și la ureche că data viitoare e groasă. Și ai plătit amenda?
Nu, că am făcut ceva la antrenament bine și a zis că se șterge. Ai reușit să o acoperi. Da. Și celelalte două? Am mai avut un episod, jucam sferturi de finală de cupă cu CFR pe Dinamo, pe stadionul Dinamo. Și în cantonament s-a accidentat Rui Duarte, care era fundaș dreapta, și trebuia să joc eu. Și am ajuns în țară la ultimele zile de antrenament. Aveam ceva tactic de făcut, îmi explica el ceva, eu venisem de acasă, eram cu capul în nori și n-am fost atent la ce mi-a spus. Și a zis, ce am zis? Păi, ok. A zis, poți să stai liniștit, de acum încolo poți să te antrenezi, cum vrei tu, cum alea, nu o să joci meciul ăsta. N-am jucat meciul ăla, am pierdut cu 1-0, ne-au bătut în prelungiri. După meci, ședință în vestiar, singurul vinovat din toată echipa am fost eu. I-am zis, păi Răzvan, dar nici măcar nu m-ai băgat să joc, cum adică am fost? Pentru că n-ai fost atent la ce a trebuit să fac, la ce am spus eu atunci, a trebuit să fac o improvizație cu un alt jucător și pentru că n-ai fost acolo, am pierdut, e din cauza ta, ca să știi. Și ai intrat în pământ? De față cu toți jucătorii și cu cei jucători, cu Măldărășanu, Ilieș, Dani Coman, Stelea, adică normal, eram un puști care aproape că le stricase campionatul. Aveai 20 ceva de ani atunci. 26, cred, 20, nu, 25 aveam. Nu erai chiar puști, dar oricum. Ținând cont că eu am debutat în Liga 1, nu se pune debutul ăla la 18 ani. Eu pe urmă, un meci. Bun, ok. Dar pe urmă eu la 24, aveam 2 ani. Și cu asemenea jucători și cu ce se întâmpla în vestiarul Brașovului, era destul de apăsător să fiu unul care a greșit calificarea. Și din momentul ăla, cred că ai fost atent la tot ce spunea. La absolut tot ce spunea. Și când nu spunea, era atent. Și când nu spunea, eram foarte atent. Da, nu, a fost, mi-a marcat începutul de carieră, pentru că eu de atunci am început să joc. De asta eu le spun copiilor noștri și de la academie și nu știu dacă vor să ia exemplul meu, dar eu le spun ce am trăit eu. Eu am debutat târziu, dar pe urmă e foarte ușor să ajungi, e foarte greu să te menții. În Liga 1 asta așa cum e ea, nu e ușor, e destul de greu să te menții ca jucător. Nu, că sunt foarte mulți care vor să joace în primul rând. Normal. Și dacă vine unul care normal, poate nu e la fel de bun ca tine, dar e mai ambițios? Imediat, da, imediat. Păi eu am avut un jucător care l-am avut și aici coleg și la Brașov și rapidiști îl cunosc destul de bine, Rui Duarte, fundaș dreapta. Cum să nu-l cunosc pe Rui? Super, calitate, jucător top. Intra, spunea centrarea pe cap. Spunea de aici, de la jumătatea terenului, ți-o punea pe cap. Și ajunsesem la Brașov, el juca 24 de meciuri din cât erau atunci, nu știu câte meciuri erau atunci, 18 echipe, în sfârșit vreo 35 de etape. El juca 20-25 de meciuri și jucam și eu tot cam pe atâtea. Pentru că nu venea, el întârzia. Păi la Rapid era cantonamentul azi și el venea peste 3 săptămâni că mai avea ceva de rezolvat. Da. Păi și la Rapid. Eu când am ajuns la Rapid, primele mele meciuri au fost fundat stânga, în locul lui Bozo. Dar la un moment dat m-am dus la Bozo și am zis, bă, Bozo, să știi că eu știu ce joc, fundaș dreapta, dar dacă asta mă bagă antrenorul, adică nu să nu. Și a zis, brate, stai liniștit, ia și joacă, aici Rapid, nu e problemă, lasă. Simpatic Bozo. Super, da, super băiat și super, super caracter, da. Când ai venit atunci la Rapid, chiar ai găsit un vestiar da, în 2012. Dar cum a fost momentul în care ai venit în vestiar? A fost... Erau niște jucători pe care îi cunoșteai. Dani Coman era la Rapid atunci și cred că mai erau vreo câteva. Era Oros, care a stat cu mine 4 ani în cameră la Brașov. Era Mihai Roman, care tot la fel am fost coleg cu el la Brașov toată perioada. Nicolae Grigore, care fusese cu mine la Brașov. Rui, Ezechias, da. Erau jucători. Era jumate din vestiar, nu era problemă. Era Finu, nașul copilului Herea, care... Viitorul, da. Am ajuns până la urmă, dar atunci când m-am văzut a zis, Doamne, tu lipseai de aici, eu de fiecare dată de când jucam pe el juca mijloca stânga și eu fundaș dreapta și îți dai seama, eu cu stilul meu, el vrea să dribleze și mereu ieșeau contre, ieșeau înjurături în timpul meciului. Până ați început să vă iubiți, v-ați luat la șuturi? Da, clar, dar eu nu cred că am avut, până și ăsta micul Cârjan,
a ajuns acum la noi la Rapid, a zis: Doamne Ionuț, mai ții minte ce mi-ai făcut atunci când jucam la Domnești? Zic: bă, nu mai știu, dar la mine nu conta că ești copil sau că ai 40 de ani. La mine era... Ce l-ai să... luat tare, că... Da, la cât aveam? 14 ani, cred că aveam atunci când am jucat. Nu mai ții minte de atunci. E unul chiar din meciurile pe care le ține... Da, 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 da. Și a zis: Doamne, ce mi-ai făcut atunci pe Giulești? Ce vrem, asta e? Ai învățat ceva, ești bine, nu vezi? Că te-a ajutat, ai ajuns unde da, ai ajuns. Unde ai ajuns, da. Și asta, aici vreau să ajung, de fapt, că ți-a fost ușoară acomodarea în momentul în care ai venit într-un vestiar în care vedeai atâtea fețe cunoscute, că mă gândesc că... Nu? N-a fost ușor. N-a fost ușor. De ce? Pentru că, indiferent că cunoști și trei sferturi din vestiar, atunci când intri într-un vestiar nou, tu vii din alt grup... Nu poți să ai din prima zi, din prima săptămână, aceleași glume cu jucătorii. Ei au glumele lor, ei au vorbele lor, nu știu să explic exact. Dacă te bași în sensul în care, dacă te bași prea tare în seamă din prima, s-ar putea să te respingă grupul. Să te respingă. Chiar dacă te cunosc. Da, da, da. A venit ăsta deja are gura mare la modul ăsta. Pentru că eu la Brașov eram o fire foarte... activă în vestiar. Și când am ajuns aici, liniște. Era Rapid București. Și după vreo 2-3 luni am început să mă acomodez cu adevărat, să-mi reiau stilul, discuțiile da. Cu ei și... Și glume și tot. Și glume și... Da. Simțeam că mă uitam la Oros și era băiatul care stăse cu el 4 ani în cameră și nu mai recunoșteam. Dar nu mă recunoșteam eu, adică nu mai pot să mai vorbesc nici măcar cu ăsta. Și ai avut vreun moment în care, nu știu, ți-a părut rău sau ai simțit că, băi, poate nu e locul meu aici, dacă... Da, nu există. Și dacă simțeam asta, făceam de 10 ori mai bine un lucru ăla ca să nu mai simt și să rămân la Rapid. Nu exista altceva decât să demonstrez și să plec de aici cu capul sus. Îți doreai prea mult să... Mi-am dorit foarte, foarte mult, foarte mult. Eu am avut aici un episod, am venit cu Brașov, am jucat împotriva Rapidului și am marcat un gol împotriva Rapidului. Unul din puținele pe care le-ai marcat de lungul carierei. Da, unul din... Am două goluri și două autogoluri toată cariera. Doar două autogoluri? Două am, da. Ești sigur? Da, 100%. Le ții minte perfect. Hai că ajungem și acolo. Le țin din afară și atunci am simțit cu adevărat ce înseamnă Giulești. Când am dat gol... Toată lumea cânta mai tare și mai tare și eu rămâsesem să-mi zic, pă bune, nu se opresc ăștia nici măcar așa să vadă că am dat și un gol. Și atunci am înțeles cu adevărat ce înseamnă spiritul ăsta de aici. N-ai fost rapidist nu, dar din copilărie? Nu, dar eu nu am fost nimic din copilărie. Adică la modul că, nu știu dacă e bine să spun asta, dar eu când juca echipa națională la campionatul mondial, care spunea, 94. Da, aveam 10 ani și spuneam lui fratele meu că sper să-i bată ăia, să-i bată ăia, nu ținea nici măcar cu România. Copil. Eram copil, da. Eu poate prin prisma să le nervez pe fratele meu, că el era mai mare cu 3 ani ca mine și să le nervez. Acolo. Da, eu ăla era înfocat acolo. Nu am avut o echipă favorită când eram mic. Ți-a plăcut fotbalul, pur și simplu? Mi-a plăcut fotbalul. Sau vreun jucător? Nu știu care vreau să joc ca... Când am ajuns un pic mai mare, mi-a plăcut foarte, foarte, foarte mult Dani Alves. Foarte mult mi-a plăcut și cam atâta. Bine, n-are cum să nu-ți placă Messi, da, Ronaldo. Te-ai uitat la postul tău, la fișa postului și... Da, da, ăla mi-a plăcut. Fotbalul se mai și fură un pic dincolo de talent. Mi-a plăcut foarte, foarte mult. La Rapid ziceam că ai nimerit, vorbeam de vestiar, de colegi, dar ai nimerit și în meciul vieții, aș putea să-i zic, barajul. Da, am jucat inventat. Și barajul, da. Am jucat barajul. Mai ții minte meciul ăla? Cum să nu țin minte? Evident, că era mai ironic, retoric. Țin minte absolut tot. Și după ce am câștigat meci, în prima repriză trebuia să fie pentru Chiajna, cred că 6-0. La ce s-a întâmplat în prima. Noi avusesem două antrenamente, cald. Nu înțelegeam nimic. Țin minte. Mai știi unde erai când ai aflat că trebuie jucat meciul ăsta? Acasă eram pe acasă, nu știu ce, eram acasă.
Și pe urmă ne-a chemat la Nea Marian la antrenament. Haideți la antrenament, că după amiază. Și am aflat dimineața și mi se pare că după amiază ne-a chemat la antrenament să facem un antrenament. Și ați venit toți? Nu erau plecați mai mulți? Au mai fost plecați din ei, dar au venit. Au mai venit din ei. Nu ți-mi minte primul gol? Cine? Cum îl cheamă? De la noi, de la ei. Primul gol al lor. Nu mai știu cum îl cheamă. Flore. S-a făcut că dă, m-am întors eu, am zis, lasă că e Aburdan în spate. Mm-hmm. S-a mai făcut că mai două dată s-a întors și Aburdan 1-0. Clopoței. Da, a fost... Da, nu vezi că Rapidul ăsta a fost. Până la urmă am câștigat. Nici nu mai contează cum. Am câștigat. Ce ține în minte e o poză cu tine, cred că o știi și tu, de la meciul ăla cu tine în genunchi. Mi-au arătat-o băieții, eu târziu, foarte târziu mi-am făcut Facebook, târziu, eram la Iași în al doilea an, cred, de plictiseală mi-am făcut Facebook-ul ăsta. Așa distractiv era la Iași. Da, nu, eram liniște totală la Iași. Și mi-au arătat băieții în vestiar, că mi-au făcut o poză când eram în genunchi, când trăiam meciul. A fost o chestie și atunci, pentru că eu mă rugam atât de tare să câștigăm, să rămânem în Liga 1, pentru că era nedrept. Suntem singura echipă din Liga 1 care a fost retrogradată din cauza insolvenței. După nu s-a mai întâmplat nimic. Okay. Și atunci s-a inventat un baraj, am jucat două meciuri. Într-unul din ele te-ai și accidentat. Da, mi-am spart timpanul, ăla nu există. Adică eu dacă vreau să caut cineva, mi-am spart timpanul, m-am operat la ureche. Cu cine a fost? Cu Viitorul. Cu Viitorul acasă, Constanța. Da, cu Viitorul, Gavra. Acolo era, la tribuna a doua. Vechiul Giulești. Povești, pagini din istoria Rapidului, că doar la Rapid. Și eram înainte, tot la fel. Tot ieri, 2013 ieri eram în cantonament, trebuia să jucăm cu Steaua, pe vremea aia se numea, încă se numea Steaua, da. Trebuia să jucăm, intrasem în cantonament și era tot de ziua mea, pe 2 august și ne-a venit Pancu la Pro Rapid, a urcat și a zis hai să mergem acasă, s-a terminat. Mai jucăm. Și ne-au așteptat suporterii la Giulești. Am venit la ei, ne-au transmis unele chestii și după mi-au cântat la mulți ani. De ziua ta s-au întâmplat cam multe. S-au întâmplat toate. Dar sunt sigur că o să vină și ziua în care de ziua mea o să fie ceva. O să fim pe mese, o să fie ceva așa. Bun, da. Pentru că o să sărbătorim. Da. Repet, astea fac parte din istoria care ne-au întărit, cred eu. Cu siguranță ne-au întărit. Și nimic n-a fost întâmplător, chiar dacă la momentele respectiv, că au mai fost situații complicate, evident că am fost... Mai ales atunci nu înțelegem ce se întâmplă, cel puțin eu. Adică inventezi, joci un baraj, îl câștigi, joci două meciuri, după care nu mai joci. În ce fotbal profesionist se întâmplă asta? Și după ce s-a întâmplat toată chestia asta, am plecat vreo două săptămâni acasă, ne-am întors și așa târâși pe burtă cum am putut, am luat și am promovat iar în Liga 1. Da, că aia a fost prima ta promovare în prima Liga 1. Prima mea promovare, da. Prima mea promovare cu Rapidul în Liga 1. Deci a fost și anul a fost ceva numai deplasări la echipe pe la Tărlungeni, niște meciuri memorabile când luam bătaie la niște echipe care n-au zis nimeni de ele, da, și bătaie echipe care aveau oarecum Rapidul din Giulești. Rapidul din Giulești, da. Iubește-l și ai să înnebunești. Da, și după, ok, ai plecat de la Rapid, te-ai dus la Polia și unde zici că a fost tare distractiv. Am plecat la Polia și am plecat pentru că deja era situația complicată. Era situația nu complicată, foarte complicată. Aveam deja doi copii, aveam familie, a trebuit să plec. N-am avut altă soluție și a trebuit să plec. M-am dus la Iași, m-au așteptat vreo patru băieți de acolo din galerie. De ce? Și să-mi transmită că la Iași mi-a spus așa, Voicule, la Iași o să fii respectat, dar niciodată iubit.
și o să ai grijă pentru că jucasem cu Iașu, eu la Rapid și jucasem pe la Iași, am făcut 2-2 pe acolo cu ei, da, în sfârșit. Și eu le-am zis, băi băieți, degeaba puneți presiune, nu uitați că vin din Giulești. Și ce sunt, găsi, da. Sunt, vă dați seama ce am trăit eu acolo, la voi aici o să... Apă plată. Și atât de vehemenți au fost încât în 6 luni am ajuns capitan și după un an de zile am ajuns foarte iubit și la Iași, nu iubit. A vrut ei să îți arate că... Da, oarecum au vrut să-și spună punctul de vedere că ei sunt acolo... Bine. Bine. Dar eu mi-am văzut de treaba mea. Atunci când îți vezi de treaba ta și îți faci ceea ce știi mai bine, nici nu mai contează ce se întâmplă. Și după te duci la Gazmetan? După m-am dus la Gazmetan. Ai luat toate echipele cu gaz din România. Da. M-am dus la Gazmetan, dar nu am putut să mă acomodez acolo. Ai jucat foarte mult. Cu tot respectul pentru oraș, pentru oamenii de acolo, s-au comportat foarte frumos cu mine cât am stat, dar nu am putut, pur și simplu. De ce? Nu am putut și să mă acomodez în oraș acolo. Și după am mai intervenit și Rapidul în viața mea din nou. Și când am văzut eu nefericit acolo, nu mi-am iardea nici de fotbal, de nimic, și când am văzut Rapidul că joacă chiar și în Liga 4, nici nu mă interesa unde, cu 7500 de suporteri pe Giulești, cu aceleași tobe. Tu având 30 de ani atunci, nu? Făcuse 30? 31, 32 ani. Da, oricum, puteai să mai joci liniștit. Liga 1, dacă nu, Liga 2, fluierând. Am plecat de la Gazmetan și până în iarnă am mai avut încă 2 oferte din Liga 1 și le-am refuzat pentru că promisesem că semnez cu Rapid și a trebuit să semnez în iarnă. Pentru că nu aveam... Ai văzut Rapidul, ai văzut stadionul vechi, cu Rapidul, plin. Da, mă antrenam cu Rapidul și n-am avut voie să joc până în iarnă. Și am avut încă 2 oferte de Liga 1 și le-am refuzat. Am zis că nu vreau să mai aud. Deja ajunsesem în vestiarul Rapidului încă o dată, deja aveam antrenamentele pe Giulești, simțeam aceeași nebunie, veneam la meciuri la băieți când aveau, chiar dacă era Liga 4, stadionul cânta și așa, nu mai vroiam nicio Liga 1, nu mai putea să vină și ofertă de afară că nu plecam. Mm. Nu plecam. Nu plecai? Cuvântul, nu plecam. Nu plecam. Pentru că eu nu-s bogat. N-am fost niciodată nici bogat, nu sunt nici sărac. Numai că eu m-am mulțumit de fiecare dată, nu cu puțin, cu cât am eu nevoie. Nu am vrut nici averi foarte mari, nu am, nici să fiu sărac. Dar am știut să fii liniștit, fac o situație, cred, să fiu liniștit. Și eu atunci eram liniștit. Nu aveam niciun stres, nu mai vreau să mai plec nici afară, nicăieri, vreau să joc la Rapid. Și ai jucat. Ai jucat meciurile alea de aici, de pe Giulești, ai jucat meciul ăla de pe Arena Națională? Da, am jucat alea de pe Arena Națională, au fost super. Au fost ăla pe Dinamo, în meciul ăla de cupă, care tot la fel a fost foarte frumos și ăla. Să știi că părerea mea e că dacă ei nu existau în Liga 4 atunci, nu cred că era atât de frumoasă mai plictisitor. Istoria asta recentă a noastră. Era plictisitor. Păi ce, câștigai numai cu 11-20 și 18-0. Așa, cu ei a fost altceva. Și rivalitatea din tribune și lume multă și a fost chiar foarte, foarte frumos. Meciul ăla de pe arenă cu 30.000 de oameni în tribună, dintre care vreo 20.000 de rapidiști în Liga 4, rămâne de poveste. Ala rămâne în istorie, ala rămâne în istoria fotbalului românesc. Eu nu cred că se va mai întâmpla vreodată ca o echipă de Liga 4 să strângă atât de... Bine, atât Rapid de nu era o... Ok, jucam în Liga 4, dar Rapid nu era o echipă de Liga 4. De ce? La momentul ăla, da, într-adevăr, acolo ne adusese. Acolo eram, că eram spiritul noi câțiva... și ce înseamnă Rapid nu e de Liga 4. Da, da, a trebuit să mergem în Liga 4. Și a fost mai bine pentru momentul respectiv. A fost mai bine. Și eu sunt de părere că asta a fost pasul corect făcut. Să revenim mult mai puternici. M-am întâlnit acum vreo 2 săptămâni cu un prieten de-al meu care e FCSB-ist.
și a zis, băi, sunteți incredibili, sunteți din ce în ce mai mulți. Și zic, păi nu, am fost mulți întotdeauna. Și a zis, bă, nu îmi spune lucrurile astea. Eu îți vorbesc de copii. Sunt foarte mulți copii care vor să vină la Rapid. Sunt foarte mulți copii care îi aud în casă. Îmi spun prieteni de-ai mei care și ei tot la fel țin unul cu Dinamo, unul cu, că ei țin cu Rapid, că ei numai, că ei vor la Rapid. Toți copiii. Și dacă s-a construit curat, asta se întâmplă. Uite, și la fiecare meci ai văzut cât de mulți copii sunt pe stadion și femei, mămici cu copiii la meci. Cupluri, soți și soție, bătrâni, da, străini, da, din ce în ce mai mulți. Și e un lucru super, super, care, super mișto care se întâmplă în ziua de ce crezi că e atracția asta în ce în ce mai mare? Trebuie să recunoaștem și ăsta e adevărul până la urmă. Foarte mulți au fost atrași, cel puțin copiii mei, și de galerie. De tot ce se întâmplă în galerie, de cântece, de felul în care se cântă din minutul 1 până în minutul 90. Pe de altă parte, îți dorești să mergi într-un loc unde simți că e curat. Și dacă te duci într-un mall, îți dorești să te duci cine la mai frumos. Și eu cred că la momentul ăsta Rapid este un club frumos și curat. Și la propriu și la figurat. Și la propriu și la figurat. Și atunci când ai asemenea suporteri, când ai clubul ăsta curat și frumos, cum am spus, e inevitabil ca lumea, copiii să nu vină spre fotbal și spre Rapid. Da, fără scandal, fără exagerări. Uite, li se pusese o etichetă suporterilor rapidiști. Că cu scandal, că eu la fiecare ședință înainte de meci, când mă întrebai mai devreme ce se întâmplă, ce face un delegat. Înainte de fiecare meci, ai ședință cu jandarmeria, cu observatorul meciului, cu absolut toată lumea. De când m-am lăsat și sunt la fiecare ședință, la nicio ședință nu s-a discutat din partea jandarmeriei urât despre suporterii Rapidului, ba din contră. De fiecare dată li s-a luat apărarea, de fiecare dată din partea adversarilor, li s-a luat rivali, li s-a luat apărarea și a spus nu, cu suporterii Rapidului nu avem nicio treabă, galeria voastră s-a comportat exemplar și asta am trăit-o și în țară, în mijlocul țării, acolo unde sunt probleme și peste tot în țară. Toată lumea, ei și-au recâștigat poziția asta de, nu știu, galeria aia care e cu minte, dar în același timp rea, nu știu cum să-ți explic. Da, e o nebunie în cel mai bun sens al cuvântului și mi-aduc aminte de ce spunea Liviu Ungurean, cred că eram în Liga 3. În Liga 3, spune-o, la Tunari. Da, la Tunari. După meciul la Tunari. O să vină Rapidul Liga 1 și Galeria fotbalul Rapidului. Fotbalul românesc va reinvia fotbalul românesc. Și așa s-a întâmplat. Avem dovada vie. Așa s-a întâmplat, da. Iar mi se face pleacă. Da. pentru că mă bucur. Pentru că mă bucur că sunt și contemporan cu toată nebunia asta frumoasă și cu toate lucrurile astea care se întâmplă la urmă, corect. Și tu, când te gândești la toată istoria povestită de bătrânii rapidiști, toți povestesc de chinurile prin care a trecut Rapidul, uite, o să ajungi și tu și eu la bătrânețe să le povestim copiilor sau nepoților noștri tot același chin, dar tot astfel cu la fel de multă pasiune și cu la fel de multă nebunie. Mergeai prin regie, asta zic, da. Pe la Buftea mai apoi, cum te antrenai pe, nu mai știu pe unde, prin București. Peste tot în București ăsta, peste tot am fost. Acum erau vestiarele alea la regie. Vai, doamne, nu mai vestiarele. Și terenul. Terenul ăla din spate erau rădăcinile la copaci erau ieșite la suprafață. Pe gazon. Pe gazon, da. Și trebuia, mai băgai câte o alunecare pe acolo, erai... Ți-ai lăsat, cred că, niște piele pe trecut. Au trecut și momentele alea. Da, a fost frumos acum și acolo. Acum e nostalgie. Da. Atunci... Apăreau frustrări, apăreau... știi de ce? Pentru că ei nu s-au schimbat, suporterii, în general, ei nu s-au schimbat niciodată. Și că jucam în Liga 4-a. Și că jucam în Liga 4-a și era scorul 10-0 și luam un gol. Fă, s-auzeau murmure. Pe Rapidul, că știi 15 meciuri, ești pe primul loc, e bătaie. Nu contează, nu. Dar ăsta e Rapidul, ăsta e farmecul acestei echipe. Da, verzele din Liga... Da, verze, ne-au avut balerine, ne-au avut... Da, dar unde te mai simți tu, unde mai ai tu povești din astea?
ca la Rapid. Unde? Păi da, nicăieri. Nu, și nicăieri, nu există. Nu cred că vorbim doar de România și de Liga 1 și de, nu știu, Liga 2, 3, 4. Vorbim de toată Europa. Ok, da, cu siguranță e foarte frumos să joci în Premier League. Cu siguranță e, te simți super fotbalist dacă joci în prima diviziune și mai știu pe unde. Dar parcă nu e acel ceva. Da, nu, aici e acel ceva. Zisese să-i dea autogoluri. Două. Două am. Le ții bine minte. Da. Am unul împotriva... Împotriva, auzi. împotriva Brașovului, că era la Brașov. Am unul... Jucam la Timișoara și mi-am dat autogol cu umărul. Era Stelea în poartă. Și am unul la Rapid cu Viitorul, erau atunci, la Constanța, cu capul colțul lung pe Sania în poartă. Imbatabil. Imbatabil, dar i-am bătut cu 2-1. Execuție perfectă, da. Până la urmă i-am bătut cu 2-1. Și ăla e singurul tău gol la Rapid. Autogol, da. Ai marcat gol la Rapid în Liga 1, de fapt. Că în Liga... Mai am, îți dai seama că în Liga 4 am și eu un gol. Era greu să rudea. Mi-a zis Alex Paraschiv, pe cuvânt, că eu uitasem, eu nu știam asta, și mi-a zis Alex Paraschiv acum ceva timp. Mi-a zis, bă, dar Johnle, dar tu ai un gol. Zic, ce gol mă am eu? Cum mă, că ai dat tu atunci, mă? Zic, da, mă, dar bine, am dat. Dar și eu un gol. Dar, mai ții minte, cu Dinamo sau nu știu cu cine am dat un gol. Pe aici, pe Giulești, mi-a arătat ăsta, Alex. Îl ai atunci. Îl am, e al meu. E al tău. Dacă toți sunt puține, măcar să le ții minte pe toate, nu? Dar l-uitase-i. Da, pe la da, la Liga 4 unde ne câștigam mai cu 7, 8, 10, 15, 0, cine n-ai mai știa cine a dat gol dintre aia? Nu contează, tot al tău e. Da, păi era al meu, dar da, nu mai țineam. Adevărul că nu te mai bucurai de la un punct că... Da, nu te mai bucurai. Luați-le voi pe astea, că nu i-am mai dat. Și cartonașe roșii cât ai avut? Mă, cartonașe roșii am avut foarte multe, dar cartonașul roșu direct am avut unul sau două. În rest erau din cum? În rest toate din galben-galben. Toate din galben-galben. Din... Asta, nu erai chiar un fotbalist dur, erai ambițios. Ambițios, da. Din ambiția mea, din frustrare, din făceam eu. Ai avut un sezon în care ai avut, cred că vreo 4. M-am uitat, 4 sau 5 la Mioveni am avut. În sezonul ăla fantastic. Am avut, da, bine, la Mioveni acolo eu nu pot să uite. Dacă îți spun acum cine era în vestiar acolo, nu realizez cum d-ai făcut doar 11 puncte. Era Neaga, Mărgăritescu, Dică, Naidin, Hăisan în poartă, Voicu, Enache era copil, Coșereanu era copil, adică echipa aia să facă primii de Mărgărite. Primii pe care ai spus erau într-un moment al carierei în care erau maturi. Aveau, da, aveau 32, 33, 30. Erau adică fotbaliști. Erau fotbaliști. Știau despre ce e vorba, da. Să joace bine. Adică să... tare mie că dacă îi bagi acum la o echipă cu nivelul de atunci în Superliga, s-ar putea să fie bine. Și noi în campionatul am făcut 11 puncte. Tu ți imaginezi 11 puncte. Asta pentru că a fost foarte puternic nivelul atunci sau ați intrat voi într-o buclă din aia? Pe de altă parte am avut, cred că, 17 antrenori. M-am culcat și nu exagerez, știu. Nu exagerez. Deci m-am culcat cu unul și m-am trezit cu altul și am plecat la meci. La modul ăsta. Adică, ok, a fost, până la urmă, vina prima a jucătorilor. Dar mai e și ce se întâmplă pe lângă. Da, ok, dar dacă schimbi antrenor după antrenor după antrenor, când are la timp să corecteze ce n-a funcționat? Nu cred că a stat mai mult antrenor de 4 etape tot anul ăla. Și atunci dacă tragi linie și te întrebi la sfârșit ce s-a întâmplat, păi s-a întâmplat. Că nici nu mai știam cum ne cheamă dacă ne luați la rost repede. Da, până la urmă aia a fost. Păi, tot pasul, și până la urmă pentru tine a fost bine pentru că de la Mioveni ai venit la Rapid. Adică... Da, dar ce vreau eu să le transmit tuturor jucătorilor ăstora tineri. Eu și atunci când am făcut alea 11 puncte, eu am jucat toate meciurile. Eu și atunci când am retrogradat de la o echipă de Liga 2, eu am jucat toate meciurile. Adică important e să joci. Să faci tot ce depinde de tine, să joci bine. Mai puțin bine azi, dar poate mult mai bine mâine, dar să joci. Atât timp cât te mulțumesc să stai pe bancă, că ești la Rapid și vrei să stai decât pe bancă, să fii în lotul Rapidului, nu vei face niciodată nimic. Dacă nu-ți iei viața în... cariera în brațe, să mergi să joci și nu vei face nimic. Au existat fotbaliști la Rapid care se bucurau doar că sunt la Rapid și nu voiau să facă mai mult? Foarte mulți. Foarte mulți și nu o să dau nume, dar de-aia te-am și întrebat la trecut. Nu o să dau nume, dar să știi că de foarte multe ori din foarte multe transferuri ce s-a întâmplat în trecut
jucam tot noi, ăștia care erau moropsiții Giuleștiului, și ei decât făceau niște dușuri și făceau niște 2-3 meciuri și plecau. Și puneau poze pe Instagram. Și puneau 3 poze, da. Da. Până la urmă, la final, știi cum e, când se trage cortina, când se aude gongul, s-ar putea să nu fie fericiți, pentru că o să rămână cu niște poze sau cu Rapid București în CV, dar la final, când o să uite pe tot CV-ul, rezultatul nu o să fie ăla pe care și l-ar fi niciodată dorit. Rezultatul lor nu o să fie mai bun decât rezultatul nostru. E exact ceea ce povesteam mai devreme, tot ce am trăit și tot ce trăiesc eu aici, ei, prin faptul că au venit decât să bifeze o echipă, au rămas cu bifatul, dar au rămas și cu alte amintiri. Și tu ai povești de să scrii vreo câteva romane? O, câteva romane, dar am povești, zic eu, destul de frumoase. Mă uitam când mi-am notat o declarație de ta, mi-aș dori să nu mai dăm cu piciorul în găleata cu lapte. Eu n-am auzit vorba asta, să știi. De ce? Asta e de la mine, de la bunicii, de la țară. Am zis la început că am copilărit. Era după un meci în Liga 2. Erau în sezonul în care cred că n-am promovat. Liga 2 sau era după ce am luat bătaie de la... După ce am luat bătaie în cupă de la Progresul Spartac. S-ar putea să fie atunci. Cred că atunci am spus chestia asta, pentru că copiii ne-au cam bătut pe unde ne-au prins. Și au fost meciuri foarte grele cu ei. Ne-au anunțat ce avea să urmeze cu Craiova, cu FC-ul. Da. Cumva ne-am găsit câte un naș așa în ultima perioadă. Eu sper ca anul ăsta să rupă și asta cu nașul. Păi trebuie să spargă balonul ăla și pe aia să se întoarcă. Da, trebuie să câștigăm. Da, a fost o declarație a mea după un meci pierdut în fața unor copii. Tot la fel. Încercam totuși să iau asupra mea unele lucruri, dar să îi fac și pe ceilalți colegi ai mei să înțeleagă că degeaba câștigăm cu Petrolul, că noi așa eram atunci. Băteam Petrolul, noi le bătusem pe toate alea 4-5 din primele 6 și pierdeam pe la Recea, pierdeam cu copiii aia prin cupă, adică niște meciuri și asta spuneam. Asta o am de la mamaie. Am umplut găleata de lapte și a dat cu piciorul. Așa eram și noi, am bătut pe toți aia buni și ne duceam, ne bătea Recea și ăștia. Da, apropo de spus copiilor și colegilor, după meciul cu Slobozia, ce ai spus în vestiar? Meciul cu Slobozia din Liga. După Slobozia. Deci după meciul cu Slobozia n-avea nimeni putere să spună absolut nimic. Și o spun cu toată convingerea. Dan, de era în fața mea în autocar și deja a zis că el o sună pe Oana, fiind soția lui, o sună pe Oana că el să lasă, că el nu mai poate, că așa rușine, că trăim. Și eu mă uitam la el și ziceam, Dandone, s-a ales praful de toată munca noastră. Au fost vreo câțiva fotbaliști atunci care au zis că vor să plece în momentul ăla. Da. Pentru că la greu foarte puțin rămân. Presiunea e complicat de gestionat și la Rapid e presiune și la bine. Este, da. Știi care e ideea? Ideea e că dacă îți place atunci când lumea asta te aplaudă, suportă și atunci când trebuie să fii criticat. La greu se văd liderii. Normal. Și așa, caracterele puternice. La bine... Atunci vezi cu cine poți pleca la război cu adevărat. Da, cu adevărat, da. Și atunci a rămas Mihai Iosif interimar prima dată și am avut o chestie asta, o discuție cu noi în vestiar și ușor am revenit și am început, povestea nebunie. Da, de care vorbeam. Care s-a terminat cu bine. Da, toată lumea știe că Miță mai întâi v-a unit și a început să vă facă să credeți. Da. Cam asta a fost cheia succesului, pentru că atunci de lemn, era un blocaj mental. Miță a avut capacitatea asta întotdeauna să ne facă să creeze vestiarul, să-și atragă liderii și să-i folosească în așa fel, între ghilimele, să-i folosească, să-i pună în slujba echipei. A avut calitatea asta și cred că încă o are și acum. Și a funcționat și în Liga 1 pentru o perioadă de timp. Că, na, Liga 1. Nu trebuie să uităm lucrurile astea. Nu le uită nimeni. Face parte din istoria noastră și să le reamintim, frumoasă. Să le spunem
de câte ori avem ocazia. Da, da. Mița a avut un parcurs foarte bun și în Liga 1. Poate și pentru el presiunea asta n-a știut să o gestioneze la momentul respectiv. Sunt cicluri și cicluri în viața unui antrenor, unei echipe, da, unor jucători. Da, eu cred și că Miță în continuare poate să fie un antrenor bun. Și eu sunt de acord cu tine. Mă mai uitam la telefon că mi-a mai notat o declarație de ta. N-aș suporta să mă văd cu burtă. 2 ani după ce te-ai lăsat, ești fit în continuare. Da, păi îți dai seama cum aș arăta Michel și cu burtă. Ai putea să duce în filme. Da, să... Nu, nu. Am început din ce în ce mai mult să am grijă. Eu mănânc foarte mult, dar mănânc o dată maxim, o dată și un pic pe zi. Adică dacă mănânc bine de tot la prânz sau la așa și seara decât foarte puțin și mănânc a doua zi. Dimineața nu mănânc niciodată și atunci cred că, bine, și gena, cred. Dar în continuare, de 2-3 ori pe săptămână mor pe cântar, dacă depășește 75, deja nu mai mănânc deloc ziua aia. A, până acum nu mi s-a întâmplat, sper să nu se întâmple, că totuși mi se face foame. Și da, îmi place să am grijă de mine pentru că mă respect pe mine în primul rând. Cât ai fost fotbalist, n-ai avut probleme cu cântarul, nu? Niciodată n-am avut probleme. Mereu ai. Te-a ajutat metabolismul. Da, da. Ai tras bățul la bun. Numai că atunci când jucam, acum am 74 și când jucam cu 75 de kilograme. Cred că ceva masă musculară. Mai multă masă musculară, cu siguranță. Acum mi-a scăzut aveai masă. Atunci. Îți mai pun niște întrebări mai scurte, așa am răspuns scurt. Cel mai amuzant coleg? Cel mai amuzant coleg? De la Rapid, eventual. Dacă Marius nu... Dogaru. E colegul nu coleg, meu nu și jucător. Prietenul nostru de foarte mult timp. E colegul nostru, e masărul echipei. Dacă n-ar fi el în vestiar, spune și porecla? Ar fi foarte... Jirec. Jirec al nostru. El e cu tot ce înseamnă atmosfera frumoasă în vestiar. Asta ca să înțeleagă și suporterii. Unii dintre ei îl știu, alții nu știu, dar ca să înțeleagă că viața unei echipe e extrem de complexă. Fără oameni de genul, nu, vestiarul nu ar fi atât de unit, de plăcut și, da, Marius. Cel mai frumos caracter al unui coleg, nu știu, un fost jucător cu care ți-a intrat la inimă. Dani Coman. Dani Coman e pentru mine cel mai frumos caracter care eu l-am întâlnit în fotbal și vreau să-i mulțumesc pentru tot ce a făcut pentru mine. Nici nu mai contează ce. Vreun motiv? Nu, doar atât. Să rămână consemnat așa. Să rămână consemnat. Cel mai plictisitor coleg? Sau enervant? Enervant? Eu îl iubesc de mor, dar cel mai enervant pentru mine atunci când eram colegi era Drăghia. De ce? Eram frați zi de zi, eram unul lângă altul, dar e prea enervant. Mă scotea, mă enerva, la 5 minute trebuia să-mi facă ceva să mă enerveze. Zicea ceva sau? Da, stăteam în cameră tot la fel, el stătea liniștit și mi-a aruncat câteodată asta și mă enerva. Antrenorul preferat, probabil Răzvan Lucescu sau care? Rămâne Răzvan. Și cel care te-a enervat cel mai tare? Că na, mai era un antrenor, bă, te puneau să faci nu știu câte bucăți, te săcăiau. Păi, care m-a enervat cel mai tare, cred că erau preparatorii fizici, nu antrenorii. Ăia, preparatorii fizici, că ăia te puneau să... Când ne spuneau, astăzi facem... Și atunci, acum, asta antrenamentele frumoase. Înainte făceai de alea de 2000, de 800 de metri, de... acum sunt antrenamente cu mingea, se folosesc alte tehnici. Dacă ai putea retrăi ziua anunții sau meciul de pe arena națională cu CSA? Meciul de pe arena națională, că nu pot să o fac în fiecare zi. Cât ai ezitat, fără, ce simplu a fost. Nici fără, sau nu știu. Cred că și nevastă mi-a răspunde la fel. Hai, lasă să facem nunta mâine, mergem să joci meciul ăla. Sau alt meci, poate, nu știu. Care, poate nu, ăla a fost. Ăla a fost de referință pentru mine, nici nu contează. Vezi, tocmai asta e ideea, că nu contează că a fost în Liga 4, putea să fie în Champions League sau în Liga 8. Faptul că atâția oameni au venit acolo și au făcut atmosfera respectivă, pentru mine ăla e cel mai frumos. Deplasarea preferată? Cu Rapid sau? Deplasarea preferată? Da. Nu știu, un teren unde ți-e plăcea ție să joci. Păi unde? Ne plăcea pe
Sau pe Giulești când jucai la Brașov. Păi, da, pe Giulești îți plăcea să joci, da? Unde pe, în special să știi pe, pe stadioane unde vin foarte mulți spectatori. E plăcut să mergi pe un stadion unde e plin și să ieși la încălzire și să, indiferent cât te huiduie sau cât te aplaudă, nici mai contează. Dar atâta timp cât e stadionul plin, te simți extraordinar pe, pe gazon. Adversarul care te-ai chinuit cel mai mult? Sunt Martean. Era greu să iei varza? Foarte greu. Adică n-aveai pur și simplu ce să-i faci la un moment dat. Era atât de tehnic și știa, mai ales că în perioada când l-am prins eu, l-am prins și la Bistrița, dar pe urmă l-am prins la Vaslui, unde devenise mai bun. Și degeaba îmbătrânise. Jucam mai relaxat atunci. Jucam mult mai relaxat, dar bun, foarte bun. Tricou schimbat, care ți-e cel mai drag? S-au schimbat tricouri în carieră? N-am schimbat tricouri. Niciun? N-am făcut nici măcar poze. Și un singur jucător, îmi pare rău că nu am făcut și eu poză cu el. Am jucat un amical cu Inter și n-am făcut, aș fi vrut să fac o poză cu, cu Figo, dar n-am făcut-o nici pe aia. O aici, da, în minte, am, tu ești da. Mândru, sigur da, da, că ai fost pe, pe gazon cu el. Da, da. Un antrenor care ai fi vrut să te antreneze? Român sau străin? Mircea Lucescu. Mircea Lucescu. Sau Olăroi. Sau Olăroi. Mircea Lucescu, pentru că ai văzut Răzvan Lucescu cum lucrează și sunt convins că ai și auzit. Am auzit foarte multe lucruri, dar l-am și văzut în unele momente că am jucat împotriva Șahtiorului, cum era dânsul înainte, de foarte multe ori și îmi plăcea foarte tare stilul echipelor pe care le antrena. Și vestea bună, că am văzut că deja a apărut o declarație, o să-l vedem pe Giulești, pe Mircea Lucescu cu Dinamo Kiev. Doamne ajută să vină, e așteptat acasă. O să joace în Europa, așa a spus. A spus că vine acasă. Acum nu știu dacă se referea acasă la Giulești sau acasă în România, dar noi înțelegem ce vrem noi. Normal, acasă la Giulești. Ai vrut vreo poreclă? Nu, Piticu. Piticu? Da. Așa îți spuneau... Așa îmi spuneau în copilărie. La mai Rapid, departe... cred că era Ioane, John... Ioane, da. Ioane, nu. Și cântecul preferat? A Rapidului, evident. Mă... Acum, în ultima perioadă, e ăsta care m-au terorizat și copiii acasă ăsta de când am venit prima dată pe Giulești. Deci e ceva... Acum, în minutul 85, când am început să cânte asta, a fost ceva... Nu știu, mie, la fiecare meci de acasă, mi se pare că galeria cântă în... stadionul cântă în ce în ce mai tare, deși de fiecare dată e foarte tare... La fiecare meci mi se pare că e și mai tare. Și mai doar tare, mie da. Mi se pare? Nu, mi se întâmplă și mie chestia asta și eu stai aici pe bancă și mi se pare că pur și simplu nu-ți imaginez de unde au atâta putere să tot stadionul ăsta să cânte. Pentru că, ok, ei dau tonul de acolo, de la Peluza Nord, dar cântă tot stadionul. Cântă tot stadionul și cântă incredibil. Rapidul din Giulești. Iubește-l și ai să ne Ioane, mulțumesc. Mulțumesc și ne-am întins la vorba, dar eu zic că bă, a fost plăcut. Când vorbești despre Rapid, e o plăcere întotdeauna. Vorbim vreo două zile. Mulțumesc aici. Încă o dată și să ne vedem fericiți cu o sticlă de vin pe masă rece cât mai curând ca să sărbătorim ceva. No, sper să ne întâlnim să sărbătorim ceea ce ne-am ce dorință mi-am pus eu acum la 39 de ani. Așa să fie. Doamne ajută. Să ai gura aurită. Mulțumesc încă o dată, mulțumesc și vouă că v-ați uitat la noi. Acesta a fost episodul 9 din Podgrand. Până data viitoare, ca de obicei, hai Rapid!